Mintea umană. Ei bine, s-a vorbit, se vorbește și se va mai vorbi, cred că milioane de ani, despre cât de puțin înțelegem despre ea. Credem că este un dușman sau un aliat. În podcastul de astăzi am invitat un om pe care îl iubiți, îl îndrăgiți și îl respectați, pentru că ne-a învățat să spunem așa. Când cineva te întreabă ce faci, să răspunzi mereu. Din ce în ce mai bine. Am aflat lucruri extraordinare despre cum poți să faci printr-un limbaj simplu și o atenție la ceea ce ai de spus în fiecare zi, să-ți îmbunătățești softul responsabil de sănătate, de relații, de bani, de ce vrei tu. Așadar, dacă crezi că este vreun domeniu care vrei să-l îmbunătățești, te invit să urmărești acest podcast cu Raico Kuzmanovici până la final. Ce faci? Cum te simți? E o întrebare așa de banală și un om în România cândva a venit și ne-a spus așa, ori de câte ori cineva te întreabă, tu să răspunzi astfel. Mă simt sau fac din ce în ce mai bine. Este fondatorul metodei Silva în România, un om pe care îl iubim și îl apreciem pentru tot ceea ce ne-a învățat încă din anii 90 de când era în România, iar voi cei care sunteți alături de comunitatea RestartX sigur știți, pentru că ne-a scris asta deja de nenumărate ori. Așadar, în podcastul de astăzi îl avem invitat pe Raico Kuzmanovici. Raico, bine ai venit! Bine te-am găsit! Mă bucur, am făcut așa o introducere specifică, căci adevărul ăsta este, tu ești omul care ne-ai învățat să răspundem. Da, da, da. Ce și faci? Și mă bucură când aud. Și mă bucură când devine o chestie molipsitoare, știi? Chiar dacă oamenii n-au fost la curs, da, n-au fost trecut prin trainingurile mele, se molipsesc de la alții, știi? Și... wow, hai să fac și eu din ce sună și bine, exact. Sună bine, este o expresie evolutivă, constructivă, fac din ce în ce mai bine, adică în fiecare zi fac din ce în ce mai bine. Și atunci când repeți și repeți și repeți, chestia asta, pentru că este repetitivă, intră la nivel subconștient. Și pas cu pas începe să-ți construiască, hai să spun așa, sensibilitate spre lucrurile pozitive care ți se întâmplă în timpul zilei. Deodată reușești, adică ajungi să observi mai multe lucruri bune care se întâmplă în timpul zilei decât în mod obișnuit. Prin simplu, cu ghilimele de rigoare, da, acest simplu cu ghilimele, obicei. Da, cu mari ghilimele de rigoare. Pentru că răspunsul, de cele mai multe ori, răspunsul la întrebarea ce faci este unul sincer. Și oamenii spun că fac binișor, așa și așa, nasol... Și întotdeauna răspunsul acesta este legat și de o emoție. Pe lângă emoție, este legat și de o explicație rațională. Exact. Da? Și pentru că este repetitiv, din nou, acționează asupra subconștientului. Și te face să cauți din ce în ce mai multe motive pentru care să faci bine, binișor, nasol, nu mă întreba... Mai bine nu mă întrebai, chiar că și așa mai de, da, sunt situații în care oamenii așa răspund, știi? Și, de fapt, e un răspuns foarte simplu, banal, dar, știi, asta și insist foarte mult. Deci e și genialitatea. Pe modul în care vorbim, modul în care ne exprimăm, pentru că el reflectă modul în care gândim. Da? Acum, pe de altă parte, procesul de gândire, dacă este să analizăm ceea ce spune știința, ceea ce spun psihologi, producem aproximativ undeva între 60 și 70 de mii de gânduri pe zi. Ce mașinărie, nu? E o mașinărie fantastică. Eu cred că sunt mai multe, sincer, pentru că undeva e la un gând pe secundă ceva, eu cred că sunt mai multe procese, însă reușim să conștientizăm undeva la 5% din ele. Adică o cantitate foarte... să fim conștienți. Restul sunt automatisme foarte bune. Că nu stai să te gândești când ridici piciorul ca să mergi să te deplasezi sau când gesticulezi eu acum. Nu stau să mă gândesc. Mișcare. Senzațional, da? Să respiri, să-ți bată inima, organele să funcționeze cum trebuie. Am uitat să mă gândesc să-mi bată inima. Cum ar fi? Însă, știi, venim, eu așa explic, venim cu sistemul de operare. Când ne naștem. Avem Windows-ul. Da. Știi? Și Windows-ul are undeva la aproximativ 2000 de programe. Care sunt astea biologice? Cele mai multe sunt biologice. După care începem să adăugăm alte.
Office-ul, Excel-ul, diverse aplicații, da, da, etc., etc. Cum le adăugăm? Le adăugăm prin repetitivitate. În copilărie, da, că nimic nu este întâmplător pe de altă parte, în copilărie și creierul funcționează pe anumite frecvențe foarte joase. De aceea se spune că undeva până la vârsta de 12-14 ani, copiii trăiesc într-o stare hipnotică. Da? Adică orice îi se spune în mod repetitiv, rapid intră 12-14? Undeva până la 12 ani. Acolo. Mare. Deci, da. Dar oricum, primii ani sunt definitorii. Până la 7 ani este definitoriu ce se întâmplă. Foarte mult. Și tot ce este repetitiv, tot ce este repetitiv, creierul și mintea au tendința să rețină și să genereze niște scurtături, niște automatisme ca să obțină rezultat. Da? Așa că avem programe naturale și avem programe care le dobândim. Fie prin mișcări kinestetice, de exemplu, da? Dacă vă uitați la orice copil când apucă un creion, un pix de colorat, îl apucă natural, că așa este modul natural de a apuca. Dar intervine în mod repetitiv un adult care spune, așa se ține. Nu ai venit cu softul e o poziție tare ciudată. Da. Și ce se întâmplă? Ok, îl ține așa, colorează, după care când schimbă culoarea, îl apucă din nou natural. Cum pentru că programul natural este puternic. Dar repetând, creierul deodată și mintea spun, ok, obiectul descris, asta este poziția. Și nici nu stai să te gândești, dar este un gând produs, neconștientizat. Atunci când te-ai așezat, să-ți notezi ceva, ți-ai deschis agenda, sunt niște softuri care rulează în spate. Dar nu le conștientizezi. Că nu stai, acum mă duc în cap, trebuie să fac asta. E un automatism. Wow, superb. Da. Superb, că o parte din mine funcționează automat. Însă, pe lângă toate astea, funcționează și lucrurile proaste. Știi, nu vreau să le spun nasoale sau... știi de ce nu vreau să spun nasoale? Pentru că sunt ale mele. Ok. Sunt ale mele. Și tot ce al meu e bun. Nu trebuie să fie, exact. E bun. Dar întotdeauna e loc de îmbunătățire. Corect. Da? Și asta este modul în care, de exemplu, apar primele dureri de cap. Da? De ce? Pentru că avem expresii care le-am auzit când eram copii. Mă doare capul de atâta treabă. Știi? Sau programul oboseli. Fai, muncit toată ziua, sunt obosit. Da? Și deodată te trezești, la un moment dat, în tinerețe, te angajezi undeva și după 5 zile de muncă, de 8 ore, firească, da? Deodată se trezește programul, păi, dacă muncești, trebuie să fii obosit. Că dacă nu ești obosit, N-ai muncit. Nu meriți ceea ce primești. Da? Și așa au făcut și ai tăi. Dacă munca este obositoare, este grea, etc., etc. Și atunci generăm, singur ne generăm oboseală. Și care sunt programele astea? Pentru că eu mi-am propus astăzi să vorbesc cu tine și i-am invitat pe toți să ne urmărească în acest podcast, tocmai pentru că vreau să învățăm cu ajutorul tău cum să ne transformăm mintea într-un aliat. Pentru că de multe ori, exact cum tu spui, avem anumite softuri care fac ca mintea noastră să fie, nu știu dacă e bine, dușmanul nostru. Sau cel care ne trage în jos, așa, împotriva obiectivelor pe care le setăm noi conștient. Vreau să am o relație mai bună sau vreau să-mi găsesc pe cineva. Vreau să fiu bogat. Da. Și am Da, vreau să fiu faimos, vreau să fiu sănătos. Obligatoriu. Da? Și astea sunt lucrurile pe care conștient mi le pun în minte și conform la ceea ce tu ne înveți, cred că există anumite softuri și programe despre care vreau să ne povestești în extenso, care ne trag în jos, ne blochează să ne atingem aceste lucruri și vreau să învățăm din podcastul de astăzi cum să ne transformăm mintea într-un aliat. Uite, o să-ți dau veste bună. Mintea noastră ne este aliat. Excelent. Este aliatul nostru. Mintea doar spune, zi-mi ce vrei să fac. Nimic altceva și eu execut. Adică asta deja m-am încărcat cu energie, am spus, ăsta e primul obiect pe care îl aprindem în discuția noastră. Deci mintea, încă o dată, ce face mintea noastră? Este aliatul nostru și ea spune doar următorul lucru. Spune ce să fac și eu am să fac. Adică așa ca o lampa lui Aladdin. Exact, dar ideea este ce îi spui minții să facă subconștientului tău. Vrei să te doară capul? Nicio problemă.
Nicio problemă. O să spun creierului să facă o mică vasodilatare, să apese pe niște centri și o să te trezești cu durere de cap. Super! Yeah! Dar de ce te superi? Că asta mi-ai cerut. De ce te superi? Că asta mi-ai cerut. Ideea este, știi, există o carte, eu spun, există o carte așa mai poetic, plină de înțelepciuni. Se numește Biblia. Acum, să nu mă înțelegeți că sunt, nu știu, habotnic sau așa ceva, dar este o carte scrisă acum niște mii de ani. Unde oamenii au observat, prin povești, nu intru în detalii teologice, dar în cartea aia spune un lucru. Cereți și vi se va da. Adică, inclusiv, avem și instrucțiuni de folosire. Dar ideea este nu ce ceri, ci cum ceri. Ok. Unde este focusul tău? Da? Acum, noi în mod biologic, pe de altă parte, suntem setați să fim atenți la pericole. Da? Ceea ce e bine. Ceea ce este bine. Este de ajutor. Altfel a dat mașină peste noi. Însă, da, însă, știi, acele pericole vin ca și softuri biologice transmise ancestral, pe de altă parte, da? Ne fac să identificăm tot felul de situații ca potențial periculoase. Și mai ales dacă ți se întâmplă ceva ce tu vei identifica precum un pericol, ai luat o notă proastă. Da. Da? Ce se întâmplă? În primul rând, energia învățătoarei, învățătorului, profesorului, nu era una, să zic așa, care să-ți spună, ok, n-ai știut astăzi, du-te acasă, învață și o să fie tot în regulă. Ce a fost cu o doză de energie de severitate, de gravitate. Bașca reacția celorlalți copii. Ajunge acasă și zici, am primit un I. Aici fac o mică paranteză, copilul unui prieten s-a întors clasa așa. Întâi, mândru că a primit un I și taicu se zice, da, ce e eu ăsta? Inteligent! Excelent! Ce, apropo de mintea, da, este vorba de interpretare. Mintea lui interpretat că el este inteligent. Ceea ce este perfect adevărat. Genial, da? Copilul. Însă reacția părinților a fost cea care deodată l-a speriat. De ce? Pentru că a primit un feedback negativ. Emoțional, câteodată verbal și câteodată fizic. Mai e o corecție așa, nu? Da, și deodată subconștientul înregistrează periculos. Eu egal cafea la casă. Da, și atunci drumul până la școală este periculos, că mă așteaptă învățătorul sau profesorul. Da? Ce se întâmplă la școală este periculos și de fapt stau tot timpul într-o stare de alertă. După care în drumul înapoi spre casă e din nou periculos dacă am primit o notă care nu este în concordanță cu așteptările părinților mei. Și asta se întâmplă repetitiv. Și atunci am o programare a subconștientului, da, într-un mod amplu, multisenzorial, adică am și kinesteticul, am și verbalul, am și paraverbalul, am și emoționalul. Tu ai un băiat, Raicu. Da. Ce îi spui dacă să străiască? Ce îi spui dacă vine cu I acasă, apropo, nu? Cum ar trebui? Eu am spus un lucru, bazându-mă pe experiența mea. Pentru că, știi, privește în urma și zici, ok, nu vreau să repet niște greșeli. Ar fi ideal. Primul lucru care îl descoper este că avem așteptări. Și așteptările sunt cele care ne păcălesc. Știi, când cineva te dezamăgește, de fapt nu acea persoană te dezamăgește, ci așteptarea care ai avut-o față de ea sau comportamentul ei. Corect. Dar pentru care noi ca persoane, ca ființe umane, suntem pur curați, suntem senzaționali. Dar avem așteptări care sunt niște softuri care rulează din nou în spate, da? Și eu mă aștept astăzi să avem, nu știu, un mare succes cu emisiunea asta. Exact. Sau cu acest podcast și tu să-mi dai o veste nasol, Raicu. Te-am jurat toată lumea. Exact. Și n-a, nu le-a plăcut absolut nimic. Exact. Da? S-a prins o singură dată de cu. Exact. Da? Bun. Rulează aceste programe frumos în spate, da?
care declanșează la un moment dat reacții. Una din reacțiile este că eu tot timpul sunt în stare de alertă. Ca să preventiv. Deci deodată intru în stare de alertă preventivă. Și ce înseamnă asta? Caut tot timpul ce e potențial nasol. Ok. Și pentru că tot timpul caut ce este potențial nasol, uit să mă bucur de lucrurile bune care mi se întâmplă. Uit să mă bucur de faptul că mama mi-a zâmbit, că mi-a făcut un sandwich, că m-a pupat, etc., etc. Păi și implicit că, eu, că m-a pus întrebare... Că nu înțeleg cum răspund cu copilul, că la mine e mic acum, are 2 ani și jumătate, poate primul la voi lucru, nu știu ce. Primul lucru care l-am stabilit eu cu mine este să-mi șterg orice așteptare în privința notelor. În sensul că nu mă interesează notele lui de la școală. Ok. De ce? Pentru că am vrut să-l scot din acea paradigmă în care am crescut eu și majoritatea, care și astăzi crește. Să înveți să ai note mari ca să ajungi cineva. Asta era cântecul. Șablonul zilnic. În special spus când primești o notă proastă. Din păcate chiar. Da, când ai note bune, nimeni nu-ți spune învață în continuare. Nu are, uite ce grozavie. Sau să te felicite sau ceva. Știi că am avut parte și de note bune. Dar acolo lauda și felicitarea a fost scurtă. Ai grijă, sunt dar dacă am primit o notă medie sau submedie, da, că de multe ori profesorii te pedepsesc prin note. Da. Da? Adică n-are nicio legătură cu nivelul tău de cunoaștere a materiei, ci te pedepsește dându-ți notă mică pentru că, nu știu, ai vorbit cu un coleg. Da, poate să existe pe și genul acesta de pedeapsă. Deci înțeleg că prima regulă există pe care ți-ai impus-o a fost să spui că copilul meu nu o să fie judecat și n-am niciun fel de așteptare. De ce? De tine. Și de ce? Pentru că eu am constatat că m-am străduit toată copilăria mea și tinerețea mea să învăț nu pentru mine, ci să-i fac fericiți pe părinții mei. Ceea ce este greșit. Un lucru care ar trebui să-l repetăm. Da? Mai zine o dată, te rog, că a fost cumva majoritatea, bine, de fapt, învață ca să-i facă fericiți pe părinții lor. Nu pentru ei. Da. Ai perfectă dreptate și ne regăsim, cred că, cu toții în această afirmație, pentru că de acolo ne luam ceea ce aveam nevoie, recunoașterea. Exact. Ei erau reperul nostru și sunt reperul nostru. Și atunci tu ai vrut să schimbi această paradigmă da. Care ai trăit. Ce am vrut, de fapt, și ce cred că am reușit să obțin, este în momentul în care venea cu o notă, am zis, ok, este a ta. În primul rând, este a ta, nu e a mea. E a ta și a profesorului tău. Amândoi. Deci reflectă nu numai nivelul tău de cunoștințe, dar reflectă și relația ta cu profesorul. Categoric. Că am fost și eu la școală. Da, și știu cum este, poți să știi de 10, dar dacă îl are pică pe tine, sau nu doar asta, pe tine, cu dificultate o să-ți dea 10. Da, categoric. Da? Sau să caute tot timpul să te prindă pe nepregătite, vorba lui Einstein, da? Că din păcate majoritatea profesorilor caută ce nu știi și nu cât știi. Iar exact. Dacă toți profesorii ar căuta de la fiecare copil cât știe, ar fi surprinși. Dar ei caută ce nu știe. Și asta înseamnă, din nou, să-i bagem frică. Și atunci când iese la tablă, este fricos, etc. etc. Da. Și continui cu fiul meu. Primește notă foarte bine, vine cu ea, excelent, și atunci îl întreb. Prima întrebare. Ești mulțumit de notă? Că ea n-are nicio legătură cu mine. Dar asta cu condiția să fi reglat eu așteptările mele, pentru că dacă simt o emoție, când vine să-i sar la gât, e clar că n-am rezolvat eu cu mine treaba. Exact. Da? Deci asta ai este, grijă ce răspuns. Exact, asta este foarte important. Și atunci întrebarea mea este, ești mulțumit? Și dacă, ții minte, la un moment dat a primit un 6 și mi-a zis, da, ok, foarte bine, hai, mergem mai departe. Ok.
Ce, adică, ideea este că dacă aș... Deci nu ai, scuză-mă, mai, n-ai căutat nicio avea... secundă să insufli faptul că, conform paradigmei sociale, 6 reprezintă o notă în care te-ai pregătit prea puțin și ar fi bine să te pregătești să fii de 8. Știi de ce? Pentru că dacă el este mulțumit, argumentele mele pică. Și dacă încerc să-i argumentez că învață mai mult și așa mai departe, încep să pun presiunea pe el. Trebuie să caut modul în care să-l motivez. Care a fost secretul în cazul tău? Și atunci când vine și spune, a luat, nu știu, 6 sau 7 sau 8. Și 4. La fiecare notă l-am întrebat. Și la 9 l-am întrebat dacă este mulțumit. De fiecare dată este aceeași întrebare. În primul rând pentru că nu vreau să învețe pentru mine. Da, asta nu vreau este excepțional. Să se aștepte de la mine la pedeapsă sau la premiu. Ca să înțeleagă că tot ceea ce face la școală e pentru el, nu pentru mine. Singurul lucru este că în momentul în care îmi spune că nu este mulțumit, eu cu ce te pot ajuta? A doua întrebare. E a doua întrebare. Pentru că dacă nu este mulțumit, e clar că simte că poate mai mult. Acum, hai să o luăm în serios. Nu suntem, eu nu cred în 10 pe linie pe toate materiile. Total de acord. Da? Ideea este că fiecare copil are un domeniu în care excelează. Și atunci dacă îl împing să caute acolo unde excelează, va trage și celelalte materii după el înțelegerea. Clar. Da? Că dacă el excelează, nu știu, la sport sau habar n-am, la orice altceva, la biologie, la geografie, la istorie, da? Dacă el excelează acolo, pe atunci o să-l motivez acolo, dându-i și o doză de matematică, dându-i și o doză de gramatică și așa mai departe, dar dozând excelent subtil chestiile astea. De ce? Ca să nu fie presiunea pe el, că oricum are presiune la școală. Super. Și înțeleg nu vreau că să vin acasă. Tu niciodată nu i-ai insuflat treaba asta, că ar fi bine totuși cumva să ridici standardul, să nu fii mulțumit cu 6? Întotdeauna am verificat ambiția lui. Adică întotdeauna am verificat dacă este ambițios sau nu, în ce vrea să facă. Din păcate constat că copiii de astăzi sunt foarte confuzi. Din păcate, nu pot să spun, nu e chiar din păcate, dar ideea este că sunt foarte confuzi, majoritatea nu știu încotro să o ia. Ajung la liceu și să termine, să intre în clasa 12-a și nu știu ce să încotro să mă atrage. Duc. Nu știu ce atrage. Mă rog, da, aici intrăm în discuția sistemului educațional și da, nu acum este suiect. Exact. Dar ideea este că gândește-te că suntem 12 ani la școală cu experiențe negative repetitive. Fie ale noastre personale, fie ale celor din jurul nostru. Da. Pentru că la un moment dat Tiberiu a preluat atitudinea și programele de la colegii lui, că atunci când vine teza, trebuie să-ți fie frică, trebuie să tremuri. Și deodată fiul meu se trezea cu diaree, cu insomnii înainte de teze și zic, ce asta? Zic, ai avut teză și până acum? Da. Ți s-a întâmplat ceva rău, indiferent de rezultatul care obții? Păi nu. Și atunci? Relaxează. E stresul ăla, tata, nu da, înțelegi. Toți ceilalți, alți, exact. Toți ceilalți trebuie să fac parte din grup. Și așa mai departe. Și atunci, de fiecare dată, mă străduiesc să-l stimulez în ceea ce îi place. Excelent. Îi place să gătească. Foarte bine. Ia și gătește. E un maestru, da? Bucătar de tot. De ce? Pentru că atunci descoperi, pas cu pas, modul în care funcționează dominant creierul copilului. Unii sunt kinestetici, da? Eu am descoperit mult după terminarea și facultății de ce am avut dificultăți în a învăța. Da? De ce am avut mare dificultate în a învăța. Pentru că maica mea mă punea să învăț în mod clasic. Să stau la birou și să citesc. Iar eu eram auditiv și kinestetic. Asta era dominanta mea. Și când mama nu era acasă, eu dădeam drumul la radio sau la casetofon. Da, și spunea, eu învăț mai bine, da? Cu muzică. Și mă plimbam prin camera citind lecția. Vocea și mergea, tare.
Da, și mergea perfect. Mama, care nu era nici kinestetică, nici auditivă, când vorbim de chestia asta, dacă când se întorcea de la piață, știi? Tu nu vezi nimic acolo. Nu vezi, paf, închidea, stai jos și se rupea filmul. Nu mai intra nimic. Da, și atunci, știi cum e, ok, ce facem? Gătim spaghete, foarte bine. Câte spaghete faci? Și începi lecția de matematică. Da, sau începi lecția de gramatică. Genial. Poți să le legi. Dar asta înseamnă în mod repetitiv să fii acolo ca și părinte. Și să nu să înțelegi că nu te afectează, nu e problema ta. Asta am înțeles cel mai bine din partea ta, pentru că mulți ne ferim că totuși e copilul meu, ce să spună ceilalți părinți despre mine, că n-am grijă eu de educația lui. Eu sunt responsabil, e oglinda mea. Da, este oglinda. Însă e program. Așa se consideră, știi, cei 7 ani de acasă și așa mai departe. Însă ceea ce vreau să fie în viața fericit, nimic altceva. Și îmi doresc toți copiii să ajungă niște adulți fericiți. Indiferent de profesia pe care o să aibă, indiferent de meseria pe care o vor practica, indiferent de câta școală vor face sau nu. Da, excepțional. Haideți să ne întoarcem la această zonă pe care ne-am propus-o, de a transforma mintea într-un aliat, care am stabilit deja că este aliat. Este aliat. Așa am înțeles deja. Dar depinde ce ingrediente îi dai. El ne dă tot ce îi vrea, mai spus tu. Da, spune-mi, el întotdeauna răspunde. El întotdeauna răspunde. Dar ideea este așa, când îți dorești ceva, da? Gândul tău este constant la ceea ce îți dorești sau aluneci la faptul că n-ai acel lucru. E o linie foarte subțire. Știi? Uite, îți dau un exemplu. Vreau să fiu sănătos. Pe care, da, vreau să fiu sănătos. Dar asta nu include că și sunt sănătos. Mm-hmm. Creierul și minții trebuie să-i vorbești la prezent ca să înțeleagă comenzile care le dai subconștientului, respectiv minții și creierului după aia, trebuie să le dai la prezent. Pentru că este singurul mod în care ei înțeleg ce vrei. Deci în niciun caz la vreau viitor... Vreau să am bicicleta. Am bicicleta. Mă bucur că vrei să ai bicicleta. E o idee bună. Dar de fapt este n-am bicicleta. Corect. Dar eu am bicicleta. E cu totul altceva. Excelent. Însă, aici intervine raționalul adulților. Pentru că asta este ceea ce spun. Ideea este să analizăm cum funcționăm în mod natural, care dă rezultate, și ce înseamnă a funcționa în mod normal. De aceea și spun, când cineva îți spune că nu ești normal, bucură-te. Excelent. Bucură-te când înseamnă că ești natural. Exact. Da? Bucură-te că ești pe drumul cel mai bun posibil. Da? Și observă copiii. Da? Observă copiii la grădiniță. Da? El când își dorește ceva, el vorbește despre acel lucru cu pasiune, cu energie, cu emoție, la prezent. Da? Fie că e vorba de telefon, da, asta este. Din păcate, lucrurile da. S-au schimbat, fie că este vorba de telefon, fie că este vorba de un soft, de un joc, de orice ar fi, da? Știe să-ți explice în cele mai mici detalii ceea ce el are, dar încă nu s-a materializat. Da. Când promută de la colegi, de la prieteni, că după aceea ajunge acasă cu mâinile goale, dar el vorbește despre acel lucru constant. Cu emoție și cu dorință și cu convingere că îl va și avea. Acum, apare problema conștiinței părinților, care au impresia că trebuie să îi cumpere copilului ceea ce el își dorește. În loc să spună copilului, dragule, dorește-ți, sigur, universul o face în așa fel încât să cereți și vi se va da. Haideți să facem o pauză de aici cu cereți și se va da, că îmi curge nasul. Pe de-o parte și vreau să-mi șterg nasul, că mereasă strălând, m-am cenzurat. Și ce crezi? Am început secreții. E perioada asta. Eu sunt alergic la ambrozie, stai un pic. De deoparte, adică, bine, la brăze știu eu că sunt. Există soluții întotdeauna. Totdeauna. Sunt bine și voi fi din ce în ce mai bine. E corect? E corect, da. Sunt din ce în ce mai bine. Bun, haideți să reluăm. Deci eram de la
Ce a zis Raicu? Când am zis eu să preluăm... Cere și ți se va da. Este regula de bază. Cere și ți se va da. Ai grijă, în schimb, și cum ceri. Și implicit, ai și rețeta în aceeași carte cum obții când ceri. Comportă-te ca și dacă deja ai primit. Și asta este ceea ce copiii fac. Noi toți am făcut chestia asta în mod natural. Da? Și asta este ceea ce face... Ulterior am devenit normali. Da, ulterior am devenit normali. Și societatea ne-a normalizat. Da? Dar ideea este ca lucrurile să... Da? Apropo de Beck. Așa. Da, apropo de Beck. Edison. Care să-i mulțumim pentru... chestia asta. Asta e pentru Edison, da, avem să ne aprindem becul pentru Edison, că doar da. El mi l-a adus. Care a făcut, îmi scapă undeva aproape de mii, îmi scapă cifre exactă, undeva aproape de 10.000. 10.000, da, da? Așa auzisem și eu. Și de fiecare dată îi se spunea, vezi că nu se poate? Și el doar spunea, nu, am descoperit modul în care nu funcționează. În consecință există un mod în care va funcționa. Este doar să gândești diferit. Asupra aceleiași situații, că asta este el, atât de puternic. El era ferm convins că va găsi soluția și el doar căuta care soluție. Așa cum le spun copiilor, seara, înainte de teza, dacă v-ați pregătit, doar spuneți-vă că mâine primiți cea mai mare notă. Așa că mâine dimineața doar vă duceți să descoperiți ce notă și nimic altceva. Exact. Merge relaxat. De ce? Pentru că în momentul în care ești relaxat, accesul la informație este deschis. Dacă nu ești relaxat, ești stresat. De ce apare stresul? Și așa sunt oameni stresați. Da, mai ales că pandemia asta a adus și a contribuit foarte mult acum la creșterea și la frică și la anxietății și depresii. Da, frică de moarte. Asta zici tu că e... A fost amplificată în ultimul an. Frică de moarte. Și eu le spun oamenilor, dar de ce vă este frică? E singurul lucru care trebuie să fim siguri. E sigur că o să mori în primul rând. Exact. Da? Doi, așa, mai în glumă, exersăm moartea în fiecare noapte. Da? În fiecare noapte când ne culcăm, nu mai avem nicio garanție. Nu știm, eu măcar, când mă culc, nu știu că mă cheamă Raico, nu știu de unde vin, unde sunt, ce caut, unde încotro mă duc. Habar n-am. Interesant, experimentăm... Deci experimentăm moartea în fiecare noapte. Sunt în alte planuri. Uh-huh. Și mentale, și fizic. Da? Eu nu-mi simt corpul noaptea, decât dacă mă trezesc. Dar și atunci când revin, dorm, nu-l simt. Dar când dorm, nu-l simt. Eu n-am corpul. Și cum facem să scăpăm de această dependență, de acest stres, de această anxietate? Știi cum e? E un proces. Oamenii vor, cum spun americanii, quick fix. Știu, da. Soluție rapidă. Trăim în era asta. Din păcate nu există. Chiar dacă suntem în era vitezei informatică, mintea umană, pe de altă parte, încă n-a ajuns la nivelul Matrix-ului, știi, unde bagă și vreau descarcă softul și hai, acum știi să conduci elicopterul. Exact. Încă nu avem chestia asta. Nu, eu nu spun că nu se va ajunge. Încă nu. Who knows? Să-l întrebăm pe Elon Musk. Exact. De ce faci? Îl chemăm la un podcast pe Elon. Ar fi ceva. De ce nu? Deci, sigur. Clar. Ideea este că este un proces. Așa cum am creat acest proces, diferența este că acum devii conștient de acest proces și ai impresia că durează prea mult. Când devii conștient de un proces, da. La un moment dat, timpul devine diferit. Percepția timpului devine diferit. Și când este un proces automatizat, deodată te trezești că s-a întâmplat. Aoleu, dar cum deodată sunt așa? Mi se pare foarte familiară povestea asta, mai ales în domeniul durerilor. Că noi aici la Restartix știi foarte bine, că ne ocupăm mult de durerile de coloană. Da. Și mă rog, dar nu știu cum, parcă de vreo 2 săptămâni a început să mă doară spatele. Rapid, așa, brusc. Așa, brusc. Da. Și hai să facem recuperare. Cât timp facem exercițiile astea? Exact. Cât timp să-mi introduc? Nu, mergem 2-3 ședințe, ceva așa, repede. Exact. Doar, de fapt, disfuncția s-a instalat în ani și ani de postură, de lipsă de mișcare. Exact. Repetitiv. Așa cum am un prieten care tot așa e pe zona asta de recuperare
și care îmi spune că acum, în ultima perioadă, în ultimii ani, din ce în ce mai mult și copii și adulți cu probleme cervicale din cauza poziției la telefon. Da, 100%. Dar nimeni nu se gândește, copiii nu se gândesc că repetitiv chestia asta te va duce la o problemuță încolo. Adulții nu se gândesc la chestia asta, ci deodată ajung la tine, da, sau la alți specialiști. Am o problemă. Nu știu cum s-a întâmplat. Știi, și dacă dacă îl întrebi, dar de când aveți telefonul smartphone, știi, așa? Da. Ce legătură are ăla cu coloana mea? N-are nicio legătură. Știi? Ce legătură are scaunul cu ăla? N-are nicio legătură. Ce are lipsa mea de mișcare? Câte ore, cu chestia asta. Câte ore stai în picioare? Da. Păi când mă duc la serviciu, atunci... Da. Eventual, știi? Da, dacă rest, nu lucrez de acasă. În rest, stau în mașină, nu? Știi, când suntem... Că, asta spun cu oamenilor de foarte multe ori. Vrei să fii fit, vrei să fii așa, ok. Trebuie să faci repetitiv niște lucruri. În primul rând, gândește-te care a fost în mod repetitivă prioritatea ta în copilărie. A mea știu. Era să nu mă prindă mama, să arunc ghiozdanul acasă și să ies afară la joacă, în parc, la fotbal, la ciofi. Bună întrebare. Da? Care este prioritatea ta acum ca și adult când ajungi acasă? Cu siguranță nu este să arunci diplomatul sau ce o fi și să fugi afară, ci ce avem de mâncare. Da? Modul în care evaluăm un concediu. Adulții. Extra mega all inclusive. Da, iar copiii, tobogane, piscine... Da, asta este calitatea. Da. Da. Dar ce înseamnă asta? Tu ai stat și ai mâncat de dimineață până seara și n-ai consumat mare lucru, ci ai băgat, că de obicei după o săptămână sau două te întorci. Toată lumea stărge un kilogram. Exact. Iar copiii n-au nicio treabă. Ei sunt, zic, scoateți copiii la plimbare, zic, dar țineți ritmul lor. Corect. Da? Bun. De ce? Pentru că este o repetitivitate. Pași mici. Secretul sunt pași mici. Bun. Deci, întotdeauna obținem rezultate, dar ideea este că în momentul în care faci pași mici, nu observi progresul. De aceea consider că este foarte important să-ți notezi ziua în care începi aceste schimbări cu pași mici, unde ești, cum ești, și după care, din când în când, faci o evaluare. Unde sunt, cum sunt. Oamenii se apucă de sport. Da? Motivul este, primul motiv, că vor să dea jos kilograme. Da. Total greșit. Kilogramele se dau jos schimbând alimentația. Sportul este altceva. Dar uite, îți dau un exemplu, că după o pauză foarte lungă de timp, de lipsă de mișcare și de nemișcare, acum am apucat de un nou sport care m-am dus cu fiul meu împreună. Așa. Da? Și am descoperit că am niște grupe musculare care nu le-am folosit niciodată. Bună dimineața, da. Și am făcut o evaluare în prima zi, ce am putut, cât am putut, nu știu, flotări, genoflexiuni, ale. Și unde sunt acum după 2 luni jumate? Mergând doar de 2 ori pe săptămână. Un nou obicei. Da, un nou obicei. La 6 dimineața trezire, ca să ajungem la 7 la sală. O schimbare din cât nou. Cât durează ședința? Da, o oră jumate. Și ce faci acolo la ședință? De toate. Ne pun să facem de toate. De toate. De fiecare dată sunt alte. Sunt foarte multe exerciții de mobilitate și descoperi cât de anchilozat ești, cu toate că... De imobil ești. Da, cât de imobil ești, exact. Și deodată descoperi că, uite, că într-o lună jumate pot să fac, nu știu, să-mi pun picioarele într-o anumită poziție mult mai deschis decât puteam atunci. Dar dacă nu aveam reperul de unde am plecat și unde sunt, aș fi zis, am făcut degeaba. De ce? Pentru că subconștientul nostru, așa a fost educat, face comparație. Okay. Pentru că așa ne-au educat. Raico, învață precum Georgel. Că corect. Georgel învață și are note mari. Dar cum poate și tu nu? Da, exact. Și atunci avem tendința să ne comparăm cu cine? Cu ăla care este șmecher. Cu instructorul de obicei. Da, cu instructorul de obicei. Și atunci, după 2 luni de zile, pe eu n-am ajuns la performanța instructorului, las o baltă și renunț. Nu se poate, exact. De fapt, realitatea este că trebuie să te compari cu evoluția ta. Unde am plecat, unde sunt acum.
pași mici. Și atunci consolidezi rezultatul. Drept pentru care acest răspuns din ce în ce mai bine este repetitiv. Dar dacă nu faci o analiză, unde sunt astăzi, cum gândesc astăzi, ce atitudine am, da? Dacă stau și caut locul de parcare, mă enervez? Cum mă pregătesc? Da? Să găsesc un loc de care este atitudinea mea? Da? Pentru că, știți, sunt finețuri. Întotdeauna schimbările sunt în finețuri. Eu plec la timp. Oamenii normali pleacă din timp. De ce? Pentru că un om normal vrea să caute locul de parcare. Eu vreau să ajung la destinație. Și atunci eu plec întotdeauna mai târziu. De ce? Pentru că știu că o să parchez mașina și o să ajung la destinație. Și obțin acest rezultat. Cei care vor să caute locul de parcare vor primi premiu. Îl vor căuta mai mult. Și tot nemulțumiți sunt. Vezi că cere ți se va da. Oameni buni, voi vedeți ce ne învață aici, Raico. Nu știu cum, e, cum se vede de la voi, dar de la mine se vede în felul următor că avem niște programe de care nu suntem conștienți și care, așa cum am spus, ne sabotează și cu ajutorul la ceea ce ne învață Raico atât de bine, putem practic să rescriem prin această linie de demarcație foarte simplă. Deci eu nu plec din timp, pentru că așa fac oamenii normali, ci eu plec la timp. Când ai plecat de acasă? Am plecat la timp. Cu scopul de a ajunge la destinație. Cu scopul de a ajunge la destinație când mi-am propus. Sănătos, fără incidente, fără nimic. În regulă. Fabulos. Da? Sunt nuanțe mici pe care avem impresia că n-au legătură. Dar de fapt au legătură. La fel, cuvintele care le folosim repetitiv. Da? Greu. Apropo de coloană. Totul este greu. În viața asta, în limba română, și în sârbă, folosim același cuvânt. În engleză este hard. E alt, acolo se întâmplă altceva. Da, e altă nuanță, nu e heavy. E altă nuanță. Da, heavy, nu e heavy. Da, da. În engleză este hard și acolo rezultatele sunt diferite. Însă, la noi, în Serbia, în zona asta balcanică, da. Așa, nu știu greacă dacă ei, cum obișnuiesc ei să folosească expresia, dar este greu. Ce este greu? E greu la matematică, e greu să înveți, orice este greu. Și tu spui subconștientului tău că este greu. Acum subconștientul tău știe că greutate trebuie să aibă anumite kilograme. Corect. Și el tot timpul încearcă să evalueze greutatea pe care o cari. E greu sau nu e greu? Că tu zici că e greu, trebuie să fie greu. Da. Unde cari? Deci, că întotdeauna când o să cărăm o greutate, o cărăm pe spate. Ghiozdanul este pe spate. Da? Da. De aia valiza are roți. Pentru că cel mai simplu este să pui pe spate. Și tu zici că prin repetitivitatea asta greu, și probleme la coloană. Exact. Deci oameni buni. La un moment dat o să ai, pe la 40-50 de ani o să ai o progă. La care e un ingredient major la care se adaugă rezistența la schimbări în viață. Da. Că viața tot timpul spune, hai să schimbăm. E dinamică. Tu zici, nu. Da? Imaginea. E om cu coloana vertebrală. Cum este coloana vertebrală, imaginea? Țeapănă. Da. Iar coloana vertebrală trebuie să fie flexibilă. Proprietățile coloanei, exact. Da? Dar aia nu este o imagine corectă. Pentru că dacă ești flexibil, nu ești ok ca persoană. Da, e alunecos. E alunecos. Sigur. Dar de fapt, viața asta îți cere să fii flexibil. Adaptabil. Adaptabil, cum, exact. Apropo de Bruce Lee, mi-aduc aminte când spunea, be water, exact. My friend. Exact. Să fii ca apa. Iar tu, odată este greu, Da, și normal că ai mușchi încordați. Categoric. Da. Mă gândeam acum cum ar fi să le spunem lor, coloana ta trebuie să fie ca apa. Se uite lumea la tine, cred că crucis. Ne mai vorbim că suntem 75% apă, Dumnezeule. Da. Fiți apă, oameni buni, că apa este elementul de departe cu atât de multe proprietăți, atât și fantastic. Delicate și puternică în același timp. Vezi ce ravagii poate crea apa puternică localizată într-un singur punct. Și nu neapărat puternică. Și există un proverb în sârbă, eu o să spun în sârbă și eu o să ți-l traduc, tiha vodare bregroni, adică apă liniștită și lină, sapă adânc în munte. Are nevoie de timp, dar ea va săpa. Cu siguranță. Întotdeauna. Deci nu trebuie să fie neapărat forță, ci consecvență. Consecvență și consistență.
Și noi în ce suntem consecvenți și inconsistenți? În ceea ce ne spun cei din jurul nostru. Da. Viața este grea. Programele societății. Da? E nasol. De-abia aștept pensia. Scopul multor este să se pensioneze, nu să-și trăiască viață. Nu să se bucure de fiecare clipă. Și atunci e normal că toate sunt paradigme. Și gândirea pozitivă este paradigma. Da? E paradigmatică de ce? Pentru că oamenii se așteaptă, gata, timp de o săptămână o să gândesc pozitiv și după aia deodată eu o să fiu super pozitiv și lucrurile se o schimbă. Sau asupra sănătății, că aici avem mulți oameni care ne urmăresc și sunt interesați. Iar când e vorba de sănătate, unde este gândul? Unde este emoția? Pentru că unde este să spui, eu sunt sănătos. Auleu! Exact. Și alta este să spui, de ce? Pentru că atunci ți se duce gândul spre boală, spre problemă. Da? Eu întotdeauna spun, ascultați-vă. Și o să constatați, când vorbim despre sănătate, că oamenii vorbesc la prezent despre boală. Vreau să nu mă mai doară. Da. Despre boală. Sunt oamenii care vin la mine, știți, am aia. Diversă. Da, afecțiune. Am hipertensiune. Da. Arată-mi. Sau am glicemie. Arată-mi. Demonstrează-mi că acum ai glicemie. Acum, în această clipă. Nu poți. Nu poți. Deci dacă eu nu pot să... Pe data o analize. Corect. Ce data o analize? Acum 3 luni. Acum 3 luni. Păi vorbesc despre tine și starea ta de acum 3 luni. În fiecare clipă când faci analiza, chiar și dacă este pe moment, trece și o secundă. Ea vorbește despre tine la trecut. Expresia timpului, exact. Ce înseamnă asta? Că este o alegere. Unde vrei să fie focusul tău repetitiv și comanda care o dai subconștientului? Sunt bolnav? Sau hipertensiune. Sau, ok, cum a spus am avut la un moment dat un cursant care a avut o afecțiune de speriat și a spus, e boala voastră, nu e a mea. Genial răspuns. Luați-o și e perfect sănătos acum. Se poate întâmpla lucrul acesta? Omul face, omul desface. Da? Câtă muncă ai depus tu stând într-o poziție așa ca să strâmbi coloana, ca să încordezi musculatura ani, și așa. Ani de zile. Ani de zile. Vestea bună este că n-ai nevoie de ani de zile ca să o repari. Hmm. Dar e nevoie de timp, de niște luni de zile. Este nevoie de schimbare. Da? Este nevoie de consecvență. Pentru că și tu le spui, faceți exerciții. Păi le faci sau nu le faci? Când mă doare, le mai fac. Așa, da. Din când în când mă doare, știi? Exact. Când mă doare, când nu mă doare, uit să le fac. Arată, am spus și lor aici ce-mi dați mie în meniuri. Iar doamna, atunci când nu te doare, trebuie să faci exercițiile alea. Exact, așa ar fi bine. Eu le-am spus că să săpăm fântâna, că nu ne e sete. Asta exact, că după aceea când ți-e sete, cine știe pe unde o sapi, știi? Și nu mai apuci să mai dai de apă. Raico, e clar că am învățat că este important să ne exprimăm la prezent. Da, este important să ne înțelegem că mintea este un aliat al nostru, dar noi suntem de multe ori cei care ne autosabotăm prin ceea ce îi cerem. Mintea noastră lucrează cu materialul clientului. Ce îi dai, ea asta face. Ca o concluzie, care ar fi acele obiceiuri sănătoase în viața unui om care vrea permanent să fie prosper, fericit și sănătos? Eu cred că este foarte important să-ți schimbi mindset-ul. Știi, și despre asta se poate vorbi. Pentru că oamenii vor să fie bogați, dar au mentalitatea săracului. O să povestim sigur despre așa ceva, știi, că știu că... Dar eu vreau să fiu bogat, știi? Eu vreau să fiu bogat, dar tot ceea ce fac emana sărăcie. Sau subliniază că e ok, nu e ok, etc., da, etc. Deci avem programe în subconștient, slavă Domnului, multe. Foarte multe. Totul se poate modifica. Absolut orice. Dar este un proces care cere consecvență, care cere persistență. Da? Drept pentru care nu te aștepta rezultate peste noapte, cu toate că nu exclud ca ele să apară. Atenție, omul este magnific, ființa umană este un miracol și face miracole.
Cu asta, asta vreau să să notăm, pentru că este absolut genială și e important să, să permanent să păstrăm în identitatea noastră vie această putere la ceea ce Raico ne-a învățat. Ființa umană este realmente genială și să se aduce aminte despre lucrul acesta ori de câte ori, poate te mai clatine așa și nu-ți vine să crezi cât de extraordinar ești tu. Pentru că așa este. Suntem așa este. Extraordinari așa. Din punctul ăsta de vedere. Raico, vreau să facem o serie de podcasturi, căci avem de, de povestite lucruri. Drag. Poate, nu știu, data viitoare ne luăm pahar de vin și stăm așa între bărbați la un... Așa. Prefer roșu la sau la alb, ceea ce îți place. Roșu îmi place. Roșu. Atunci o să mă roșu. Pregătesc. Știi, are bioflavonoize, așa ca să da. Că e mai bun pentru circulație. Eu îți mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat. Eu vă aștept pentru invitație. Cu mare drag și cu siguranță vreau să ne, să ne revenim, să mai povestim, căci da, de asta vrem să ne educăm și să învățăm până la final cum este, cum a fost creat de fapt softul ăsta, că el a fost creat bine, dar noi n-am înțeles... Da. Cum trebuie să-l operăm până la final. Da, schimbându-ne atitudine și eu vreau să-l mulțumesc ascultătorilor, nu se mai spune telespectatori, cum nu, se spune participanților. Cel care ne vizionează, pentru că e o comunitate fantastică pe care ați, care ați construit-o aici și sunt oamenii care vă urmăresc și care merită ce mai bun. Inclusiv asta este un obicei bun. Decât să stați să vă uitați la știri care oricum ne vor vărsa numai lucruri negative, alegeți. Ăsta a fost un exemplu lui taică meu, învățat de la el. Tatăl meu nu se uita niciodată aiurea la televizor. Lua programul pe săptămână, sublinia emisiunile și el era momentul când deschidea televizorul. În rest, ziua lui era umplută cu alte activități. Așa avem și noi. Acum avem șansa, avem internetul, avem tot felul de... avem Netflix, avem Gaia, avem tot avem felul. Orice. Unde putem să alegem cu ce să ne hrănim. Cu ce să ne hrănim. Și, sincer, mulțumesc lui Dumnezeu pentru pandemia asta, pentru că n-ai fi apărut tu. Așa pentru este. Că Restartix n-ar fi apărut. Așa este, 100%. Și este o binecuvântare ceea ce ni s-a întâmplat. Dar ideea este cu ce atitudine trăim și cu ce atitudine ieșim din situația asta. O luăm tragic și vedem totul tragic și hrănim subconștientul cu asta sau vedem și observăm care sunt lucrurile bune care ni s-au întâmplat. Și voi aveți avut parte, de fapt, de foarte multe emisiuni și de sfaturi și de ajutor din partea Restartix și altor ceea ce urmăriți dacă n-ar fi apărut pandemia. Cu siguranță că da, Raico, nu ai fi putut să spui, nici dacă îl plătea, cred că nu spune atât de frumos despre noi. Îți mulțumim foarte mult, în primul rând, pentru că ai fost alături de noi și ai contribuit la această valoare și da, dragilor, cred că este important să ne alegem cu ce vrem să ne hrănim de data aceasta mintea și nu în ultimul rând sufletul. Așadar, ne revedem la următorul podcast. Cu siguranță cu lucruri și cu teme interesante și chiar și eu sunt curios despre ce ai vrea să vorbim. Te aștept cu un comentariu și să ne lași câteva teme sau poate chiar și invitați pe care vrea să-i asculți.